Salut pe toți cu harul și pacea Domnului nostru Isus Hristos și vă invit să deschidem împreună Biblia, în Noul Testament. Cuvântul Domnului pentru azi îl vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 36. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor: Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop când mâncau și beau, se și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu se bovește să vină. Dacă va începe să bate pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Atunci când Mântuitorul spunea aceste lucruri ucenicilor, a reușit foarte bine să portretizeze felul în care va arăta lumea înainte de revenirea sa. Vedeți, Matei 24 e un capitol care ia naștere cu prilejul lui mirii ucenicilor atunci când trec pe lângă zidurile templului. Era cu foarte puțin timp înainte de crucificarea Domnului Isus și era clar că așteptarea lor a ucenicilor era cu totul alta. Iar fi vrut ca Domnul Isus să intre în templu, să răstoarne stăpânirea romană, să răstoarne dinastia irodienilor, să se proclame împărat și imediat să declare era mesianică, era împlinirii vremurilor profețite de Dumnezeu prin proroci și prin scrierile Sfinților Scripturi. Însă, fără prea multe clipe de tăcere, Mântuitorul începe întreaga discuție cu totul altfel, începe cu un avertisment: Băgați de seamă, să nu vă înșele cineva. E versetul 4 din acest capitol. Noi, Ați văzut că am ales porțiunea de 15 versete pe care tocmai am citit-o, pentru că vorbește despre câteva lucruri de care eu și tu trebuie să ținem cont pentru a fi asemenea robului care, făcând ceea ce Domnul spune, va fi binecuvântat, va fi ferice de el. Ca o paranteză, dacă vă așteptați să fac predicții despre când se va întâmpla ceea ce spune acolo, să știți că am să vă dezamăgesc profund, pentru că nu îmi propun așa ceva și după cum am citit, Domnul spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela, vorbim despre răpirea bisericii, Mântuitorul deci spune că nu știe nimeni când se va produce acel eveniment cu exactitate. E un fapt, e o certitudine care va fi o surpriză și care va găsi lumea în starea ei de nepăsare față de Dumnezeu, în timp ce aceia care au așteptat pe Domnul și nu și-au pierdut credința vor avea parte de surpriza împlinirii făgăduinței Domnului, cea care îi va aduce în prezența lui pentru a fi cu el și a fi păziți de mânia mielului, mânia lui Dumnezeu care se va revărsa peste lume în timpul necazului cel mare. Nu trebuie să-mi spuneți și e clar, cu toții suntem martori la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, Sigur că internetul e plin de speculații, e plin de așa zise calcule profetice, e plin de luni roșii și de toate culorile, e plin de șemite sau de ceea ce a visat sau a văzut nu știu cine. Și toate aceste scenarii interminabile sunt venite să șocheze, sunt venite să tulbure și să producă frică și dacă ar fi cu putință să intimideze chiar și pe cei credincioși. Peste toate astea autorii de senzații, fiind în căutare de like-uri și wow-uri cu aceste subiecte, se asigură că audiența și numărul de viuri sunt în creștere. Și măcar că Biblia vorbește despre cum stau lucrurile cu aceste vremuri, nimeni nu poate să oprească năvala iubitorilor de senzații pentru a-și potoli setea de senzaționar, pentru că e un fel de zonă gri, un fel de zonă science fiction de la periferia creștinătății fără prea multe vorbe. Noi credem ceea ce spune Domnul Isus și Biblia, al cărei cuvânt nu va trece până nu se va împlini. Și asta nu depinde de speculații sau de alte descoperiri bombastice ale unora extrem de speciali și imaculați, care se pare că la fiecare breakfast, lunch și dinner au câte o descoperire nouă. E ca un serial din acela lung și fără de sfârșit cu speculații care anunță apocalipsa în fiecare an de vreo 50 de ani încoace și bineînțeles că nu se întâmplă nimic. Dar revenind acum la cuvântul Domnului de azi, Vă invit să luăm aminte la câteva lucruri majore pe care trebuie să le știm și de care Domnul Isus ne înștiințează. Primul dintre acestea începe la momentul când Domnul Isus deschide această discuție și oferă o privire prin fereastra timpului, mai întâi pentru apostoli și apoi pentru noi, generațiile de mai târziu, care se găsesc mult mai aproape de vremurile acestea ca să le confirme. Dacă vreți vorbim despre avertismentul vigilenței, despre avertismentul atenției, pentru că atunci când zice să fim atenți sau să băgăm de seamă să nu ne înșele cineva, sunt subliniate lucruri cum ar fi prezența prorocilor mincinoși, a hristoșilor falși, înșelători sau a celor care deformează Evanghelia și toate se petrec pe fondul tensiunilor, al foametei, al cataclismelor naturale și al pandemiilor. Deși Evanghelia se propovăduiește chiar și atunci, în acele vremuri, Evanghelia Împărăției, au loc prigoane. Iar tabloul acesta pare a fi un fel de imagine din Apocalipsă 3 și 4 unde găsim o biserică credincioasă ca Filadelfia, dar mai există și o alta, una apostată, falsă ca la Odicea. O biserică preocupată de bogăție, de imagine și de felul în care lumea o percepe. Domnul spune acolo despre ea că nu are capacitatea de a vedea în ce stare se găsește, pentru că în realitate e săracă, oarbă și goală, din punct de vedere duhovnicesc. Apoi imaginea aceasta din Apocalipsa e completată de cei patru călăreți care în cartea Domnului, par să se integreze foarte bine în descrierea Mântuitorului din Matei 24, mai ales dacă ne uităm la simbolistica fiecăruia. Cel de pe Calul Alb, care e cel mai fals dintre toți Hristos și e de fapt Anticristul. Apoi e urmat de Calul Roșu, care ia pacea de pe pământ, și oamenii încep să se omoare unii pe alții. Urmează apoi calul negru și călărețul care ține cumpăna de măsurat greul, arătând o vreme de foamete, dar care prin faptul că unde lemnul și vinul nu vor fi vătămate, pentru unii teologi înseamnă că entertainmentul și distracția, adică circul, pentru că pâinea va fi cu măsură, circul va merge înainte fără probleme. Așa se explică și cuvântul Domnului care zice că ai doma, ca în zilele lui Noe, mâncau, beau, se și se măritau, până când Noe a intrat în corabie și apele au năvălit peste lumea năpăsătoare, tot la fel va fi și la venirea fiului omului. Apoi, în cele din urmă, tabloul din Apocalipsa e întregit de ultimul cal și călăreț, calul galben călărit de moarte și care semnifică bolile și pandemiile distrugătoare care vor veni peste pământ în vremea sfârșitului, dar semnifică și mulțimea de vieți care vor fi curmate în acele vremuri grele. Toate astea, Însă sunt lucruri specifice vremii că noi credem că biserica va fi deja cu Domnul și așa cum spune Sfânta Scriptură, biserica, poporul Domnului, va fi atunci la o Nunții Mielului ca mireasă, în acele zile când mânia Domnului se va deslănțui pe pământ. Așadar, lumea timpurilor din urmă, lumea din vremea sfârșitului, va fi caracterizată de o perioadă unică în existența omenirii, când oamenii se vor distra așa cum fac ei de obicei, în dezmăți și nepăsare, măcar că în jurul lor boala, cataclismele, lipsurile și foamea vor bântui pe pământul. Și cât de tare seamănă cu Titanicul care se scufunda, dar orchestra și continua recitalul. Continuau să cânte nepăsători, încercând să sfideze valurile morții care puneau stăpânire pe vaporul considerat de mulți în acea vreme ca fiind de nescufundat. Deasupra tuturor acestora, Devierile și falsitatea învățăturilor, prorocii și Hristos înșelători, dar și persecuția celor rămași vor fi resimțite din plin. Știu, e o imagine dramatică, teribilă, cu suite de lucruri care va oferi un spectacol periculos de iluzii de șarte celor ce l-au respins pe Domnul Isus, celor ce l-au părăsit și s-au îndepărtat de credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, disprețuind pe singurul mântuitor adevărat, pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care este cu adevărat mântuirea, așa cum zice în fapte 4 cu 12. Acum, Chiar dacă noi credem că în proporție foarte mare, Matei 24 face referire în mod deosebit la ceva ce se întâmplă după răpirea Bisericii, asta nu înseamnă că avertismentele Domnului nu își au rolul și importanța lor și pentru credincioșii în Matei 24. Chiar faptul că zice băgați de seamă să nu vă înșele cineva arată clar că amenințarea căderii în plasa celor care caută să distragă creștinătatea de la credință rămâne un pericol universal. Așadar, avertismentul vigilenței, avertismentul băcării de seamă pentru credincioși și acela de a nu se lăsa înșelați, credința, așteptările credincioșilor, lucrurile deja cunoscute foarte ușor pot fi deformate de cei care știu să le speculeze și știu cum să exploateze slăbiciunile celor les Și nu le avea întâmplării. Domnul Isus vorbește despre proroci falși, vorbește despre falși Mesia, pentru că dacă vreți, zona prorocilor și specifică neamurilor în mod special și asta în condițiile creștinismului actual când media și unele locuri creștine, gem sub presiunea descoperirilor și a anunțurilor puse pe seama Domnului și a Duhului Sfânt, și asta măcar că nu sunt de acolo. Iar cealaltă zonă, cea a Cristoșilor mincinoși, a falșilor Mesia, se încadrează foarte bine zonei evreiești, care, așa cum știm, va fi victima anticristului odată ce templul va fi rezidit și restaurat. Am mai spus că noi am ales să citim o porțiune mai îngustă din textul de azi, dar am revenit ulterior la pasajul de dinainte cu scopul de a arăta cum va fi lumea în vremea de pe urmă. Așa cum Mântuitorul răspundea ucenicilor care cred că erau uimiți să audă că planul lui Dumnezeu era cu mult mai complex decât credeau ei, iar așteptările lor mai cereau ceva timp până să se împlinească. Pe de altă parte, nu trebuie să rămânem nici fixați pe ideea că Mântuitorul a avut în vedere o cronologie precisă atunci când vorbea apostolilor. Și e foarte bine să luăm în considerare și părerile cercetătorilor Bibliei care au comentarii pe marginea textului ăsta și spun că e posibil ca Domnul să fie amintit numai câteva din lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Și asta nu neapărat cronologic, cât cu scopul de a justifica ucenicilor de ce vremea erei mesianice și așteptările lor privind domnia Mântuitorului la acel moment mai aveau de așteptat. Deci, găsim aici că acest avertisment al atenției, al vegherii, e universal valabil atât pentru neamuri cât și pentru evrei. Al doilea avertisment, sau al doilea lucru de care aș vrea să vorbim, e legat de vegherea în așteptarea Domnului, ținând cont că va fi un eveniment inopinant, un eveniment surprinzător. De fapt, revenim la partea care ne interesează pe noi, ca și creștini ca oameni care stau în așteptarea împlinirii făgăduințelor Domnului și vorbesc aici de evenimentul avut în vedere de Apocalipsă 3 cu 10 sau de 1 Tesalonicen 4, atunci când spune că vom fi păziți de necazul care va veni să încerce pe toți locuitorii Pământului, am încredințarea în evenimentul răpirii pentru a întâlni pe Domnul și a fi cu el pentru totdeauna. Exact așa cum zice și Sfântul Apostol Pavel. Deci, mesajul Domnului pentru noi azi în universalitatea interpretării pasajului citit e foarte bine arătat în versetul 42 unde din nou ni se spune Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. În principiu acest lucru e descris acolo cu scopul de a arăta că starea credinciosului aflat în așteptarea revenirii Domnului e importantă. În prima parte, acest al doilea avertisment face referire la a nu lăsa să ți se spargă casa. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce din noapte ar veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Versetele 43 și 44. Am citit un articol într-o revistă teologică și spunea acolo că mai mult ca oricând în zilele noastre, creștinismul nu duce lipsă de învățătură, nu duce lipsă de studii care să fie la îndemâna oricui și asta fie pentru creștere spirituală, fie pentru ucenicizare sau chiar pentru misiunea propovăduirii Evangheliei. Există însă ceva ce niciun studiu nu-ți poate da și acel lucru e responsabilitatea păstrării personale în credință, e responsabilitatea păzirii integrității personale pe calea Domnului. Iar cel care trebuie să vegheze, cel care trebuie să păzească ceea ce are nu e altul decât creștinul și importanța vegherii, dar și a păzirii casei sau a inimii, dacă vreți, a sufletului sau a credinței, e cu atât mai importantă cu cât nu se știe clipa și momentul când trebuie să fii gata. În cartea Domnului zice, păstrează ce ai ca nimeni să nu ți-a În același timp, Biblia nu uită să ne spună că hoțul, adică cel rău, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Sunt cuvintele mântuitorului din Ioan 10. În același loc, Domnul Iisus continua zicând, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Așadar, responsabilitatea vegherii, a pregătirii pentru a fi gata și a păstrării a ceea ce ai din punct de vedere spiritual e imensă și stă în dreptul tău și al meu pentru că e personală. Ferice, zice Domnul Isus de robul care la venirea stăpânului să va fi găsit făcând așa, făcând ceea ce trebuie. Acum, Dintr-o altă perspectivă, Mântuitorul aduce în discuție și situația în care unii credincioși în nerăbdarea lor vor zice că stăpânul întârzie să vină și pe fondul așteptării credința lor va scade, atitudinea lor duhovnicească se va schimba și bineînțeles că purtarea lor în cele din urmă va fi la fel cu a celor din afara, celor necredincioși. Acum, pentru că ne îndreptăm spre finalul mesajului de azi, rămâne important de considerat băgarea de seamă și vechierea, cele două componente care ar trebui să caracterizeze starea creștinului aflat în așteptarea revenirii Domnului. Și vă reamintesc atunci când facem referire la unele anomalii sau, dacă vreți, diformități prezente uneori în lumea creștină, atunci când ne referim la acestea nu vorbim de manifestarea profetică adevărată, nu vorbim de lucrarea Duhului Sfânt autentică și nici de lucrările prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească, nici de cum. Ne referim însă la unii care, fie din firea lor, fie din inspirația venită din alte părți știute numai de ei, sau poate din dorința de a arăta că și ei sunt ceva și noi ceilalți trebuie să vedem asta, vin de fapt și produc un mare de serviciu lucrării Domnului, pentru că nu sunt trimiși de Dumnezeu, nici nu sunt sub inspirația Duhului Sfânt. Ei vin cu așa vorbește Domnul, măcar că nu vine de la Domnul și nici nu au fost trimiși de el. Câte lucruri oare nu s-au auzit de-a lungul vremurilor și au produs un pic de senzație? Apoi s-au risipit ca un abur ca și când n-au fost vreodată. Asta pentru că Domnul are altfel de gânduri cu poporul lui. Gânduri de pace, gânduri cerești, pentru ca biserica lui să fie credincioasă și puternică, având un viitor și o nădejde. Lucrurile care din partea Domnului sunt venite pentru cei care sunt copiii lui înseamnă mângâiere, înseamnă edificare și îmbărbătare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim veghetori, nu înseamnă că nu trebuie să băgăm de seamă ca nu care cumva să fim înșelați, pentru că cel ce ne spune asta să știți că nu e oricine, e chiar Domnul Isus. Dacă vreți, lucrurile care sunt o provocare pentru credinciosul zilelor din urmă sunt mai întâi cele din afară, cele externe, acolo unde falsi și cristoși, falți și proroci și alte minunății din acestea vor amăgi pe unii, vor aduce tulburare în mijlocul credincioșilor și foarte puțin vor rămâne lângă Domnul Isus. Restul se vor alipi și vor merge după cristoși lumii și după proroci înșelători. Nu uitați însă două lucruri: nu te teme turmă mică. Tatăl îți dă cu plăcere împărăția, zicea Domnul Sus. Deci, credincioșii nu sunt neapărat un număr copleșitor. Ei sunt de fapt o turmă mică. Cel de-al doilea a zis tot de Domnul Isus zice, oile mele cunosc glasul meu și nu merg după un străin. Deci cine e al Domnului rămâne cu Domnul și nu se lasă amăgit, nu va merge după altcineva. Lucrurile astea de altfel importante țin de credință, țin de gradul de cunoaștere al Domnului și de încrederea în făgăduințele Lui. Celelalte lucruri, lucrurile care sunt o provocare și care sunt mai degrabă interne, țin de latura personală. A fi gata, a vedea în așteptarea Domnului, cere o relație cu Dumnezeu apropiată, cere o atenție sporită la ceea ce auzi, la ceea ce vezi și la ceea ce primești. În toate astea, tu ești cel sau cea care te conformezi la orice zboară, cum se spune în românește, sau ca un rob bun și credincios, asculti mai întâi de Domnul și vei căuta să cunoști glasul lui, ca nu care cumva să mergi după un străin. De fapt, Domnul Isus spunea că cei care nu veghează și nici nu se roagă sunt cei care cad. Citiți Marcu 14 cu 38. Domnul Isus zicea acolo, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Tot la fel de mult cât găsim accentul pus pe veghere în învățătura Domnului Isus. Găsim și la Apostolul Pavel aceeași preocupare de a aduce înaintea lumii creștine aceleași îndemnuri. El spunea, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. 1 Corinteni 16 cu 13. În Efeseni 6 cu 18 apostolul spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cerei. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Celor din Colose, apostolul Pavel scria stăruiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumiri, Colosem 4 cu 2. Chiar și apostolul Pavel scria în prima sa epistolă în două ocazii despre veghere. Odată în 4 cu 7 zicea bisericii, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Apoi în 5 cu 8 îndemnul devine ceva mai personal, vegherea fiind importantă pentru cine vrea să fie păzit de cel rău. Fiți trei și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Vegherea deci, în credința dată sfinților odată pentru totdeauna are un rol precis, bine definit și important. Acum, nu în ultimul rând, pentru că tot vorbim despre ea, Veghea joacă un rol important și în latura morală a creștinilor, acolo unde oamenii trebuie să se păstreze curați în Harul lui Hristos pentru a avea parte de binecuvântările revenirii lui. Episola către evrei, capitolul 12 cu 6, zice Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Așadar, veghere, stăruință, curăție, credincioșie și consacrare, rugăciune, mulțumire, dar și atenție sporită sau băgare de seamă sunt lucrurile care trebuie să portretizeze atitudinea credincioșilor în vremurile din urmă. Și așteptarea Domnului e o temă importantă pentru toți credincioșii zilelor noastre, chiar dacă în unele locuri puțin se mai roagă pentru asta. Mai sunt însă și alte aspecte care ar trebui luate în considerare de credincioșii vremurilor noastre. Și spun asta pentru că sunt unele tendințe chiar în biserică unde vegherea și credincioșia nu mai reprezintă mare lucru. Într-un studiu biblic cineva spunea despre creștinătatea contemporană că uneori e asemenea pomului cu vrăbi. Cât e liniște, soare și frumos, la umbră și la adăpostul pomului se înghesuie o mulțime de vrăbi. Stoluri și stoluri. Dar imediat cum bate vântul sau foșnește ceva ce le deranjează, la fel cum au venit, tot la fel își vor lua zborul care încotro. Categoric acei creștini din pomul cu vrăbi sunt temporar la adăpostul pomului, sunt creștini de vreme bună și nici de cum nu sunt în așteptarea vreunui lucru, nici măcar a Domnului Isus. Numai că lucrul ăsta nu e nou. Și în vremurile Mântuitorului, mulți veneau după Domnul pentru pâine și pești, până au avut o discuție foarte serioasă despre mâncarea nepieritoare. Rezultatul a fost că, la fel ca vrăbile din pom și ei și-au văzut de ale lor, inclusiv unii care chipurile erau dintre ucenicii lui, veneau după el. Domnul nu s-a simțit deloc lezat de atitudinea lor, știa ce cu ei, nici nu le-a căzut în genunchi să-i roage să nu plece, nici n-a considerat că trebuie să le ceară scuze pentru că le-a vorbit despre un mare adevăr. Dacă vreți, nici n-a pus mâna pe telefon să-i sune să vină măcar la sinagogă în următorul sabat ca să lămurească lucrurile. Nu. Domnul nu e preocupat de numărul oamenilor, ci de sufletul lor, de calitatea credinței lor. Din contră, chiar se întoarce spre cei 12 care au mai rămas și întreabă: Voi nu vreți să vă duceți? Iar Petru, același Petru furtunos dintotdeauna, răspunde sincer: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iată cât adevăr și credincioșie în simplitatea vorbelor de pescar Galilean ale lui Petru. Dacă vreți, atitudinea credinciosului din vremurile din urmă trebuie să fie regăsită în rămânerea lângă Domnul pentru că robul bun veghează, așteaptă pe Domnul să se întoarcă, se roagă, e atent să nu fie înșelat și nu merge după un străin, nu se lasă amăgi de Hristos sau proroci mincinoși, pentru că el, robul bun, îl cunoaște personal pe Domnul și de aceea rămâne credincios indiferent de situație. Știți, Sfântul Augustin, cel numit de unii fericitul Augustin. Și mă întreb oare cât de fericit o fi fost că și el a avut o grămadă de probleme cu care s-a confruntat, dar în fine, după ce a vorbit odată despre prezența lui Dumnezeu în creație, a fost oprit la sfârșit de cineva din înalta societate din acea vreme și certat. Ajuns lângă Augustin, omul ăsta îi scoate de sub haine câteva iconițe poleite în și argint și îi spune Tot vorbești despre Dumnezeu, dar nu-l arăți nimănui. Uite Dumnezeu, mei, vezi? îi spunea arătându-i icoanele, idolii. Acum arată și tu unde e Dumnezeul tău. Și liniștit Augustin, întorcându-se spre tot ceea ce se putea vedea frumos în jur, îi zice, prietene, vezi? Ți l-am tot arătat pe Dumnezeu, dar ochii tăi de carne n-au putere ca să-l vadă. Pentru că numai cine are credință cu adevărat îl poate vedea pe Dumnezeu. Și vreau să închei cu acest gând, cu acest îndemn al rămânerii în credință. Un factor important care ne ajută nu numai să-l vedem pe Dumnezeu, ci să-l și așteptăm ca niște robi buni și credincioși. Vin credincioși vom vedea, Fiind credincioși, vom fi cu mare atenție și nu ne vom lăsa amăgiți. Fiind credincioși, vom fi binecuvântați de Domnul și la vremea potrivită vom fi cu El și ne vom bucura împreună cu Domnul Isus. E atitudinea potrivită a credinciosului din vremurile de pe urmă. Fi credincios până la moarte, zice Domnul, și îți voi da cununa vieții. Să ne ajute Domnul să fim și noi credincioși și veghetori, să fim atenți la ce auzim, să fim atenți la ce suntem îndemnați de câte unii să facem sau să credem, și mai ales să ne întărim în credință știind că venirea Domnului pentru noi, pentru biserica lui, e mai aproape ca oricând. Vă doresc tuturor o duminică plăcută, cu har și bucurie în Duhul Sfânt, și până data viitoare, fiți binecuvântați!